bun găsit la jurnalul TV Sud. Gândaci, mucegai, produse expirate și mizerie de nedescris sunt neregulile grave descoperite ieri de inspectorii de la Protecția Consumatorilor Gorj în urma controalelor din magazine și supermarketuri. Patronii riscă acum amenzi de până la 60.000 de lei, ba mai mult suspendarea activității. Însuși șeful interimar al OPG Gorj, Felix Manta, este oripilat de ce a putut să găsească la agenții economici mici și mari din domeniul alimentar. Grav este că sănătatea gorjenilor este pusă în pericol din această cauză. Urmează aplicarea sancțiunilor în funcție de gravitatea faptei. Lucrurile sunt scăpate de sub control în zona respectivă. Am găsit de la gândaci la produse expirate, de la produse expirate produse mucegăite, de la produse mucegăite la mucegai pe pereți, de la mucegai pe pereți la o mizerie cruntă pe care pur și simplu nu mi-explic cum suportă să o aibă și să-și vândă în continuare serviciile și produsele consumatorilor. Mai mult decât atât, la un moment dat am încercat să ne cumpărăm ceva de mâncare. Era ora 4 și 40 de minute, ceva de genul ăsta, când am încercat să cumpărăm ceva de mâncare de la un market cunoscut. În momentul în care ni s-a pus pe cântar ceea ce am comandat, am constatat că nu avea nicio legătură cu gramajul prezentat și pe care eu credeam că îl achiziționez. Riscă vreun agent economic să își suspende activitatea, să-i suspendați activitatea? Marea majoritate riscă această măsură, iar ca sancțiune pot să spun că cea mai mare pe care urmează să o aplice colegii mei este de aproximativ 60.000 de lei. Felix Manta, venit din alt județ ca să facă ordine și disciplină în Gorj, a evitat să spună cine este de vină pentru această situație gravă. În tot acest timp, directorul OPC Gorj, Mădălin Giurcău, a fost trimis în concediu. De ce până acum nu s-au făcut aceste controle? Înseamnă că conducerea OPC Gorj nu și-a făcut treaba până acum? N-aș dori să vorbesc eu în numele altora. Fiecare va trebui să răspundă întrebărilor opiniei publice și întrebărilor celor în drept să le pună. Dar și atunci cum vă explicați această situație? Eu am venit să-mi fac treaba. Razii de amploare sub conducerea actualului director interimar au mai avut loc la începutul anului în stațiunea Rânca, care s-au lăsat cu amenzi aspre și unități de cazare închise temporar. Disperare în rândul a sute de locuitori din zona centrală a municipiului Motru. Oamenii sunt revoltați că au rămas fără apă la robinete de câteva zile după ce operatorul regional APA Regio a sistat alimentarea din cauza datornicilor. Însă motrenii buni platnici au și ei de suferit din cauza lor și sunt în nevoi să care apa cu bidoanele și gălețile pentru a face față nevoilor și caniculei. Asociațiile de proprietari numărul 7 și 14 au fost afectate de sistarea apei după ce unii dintre proprietarii apartamentelor au acumulat datorii chiar și de câteva zeci de mii de lei. Cei mai afectați și revoltați sunt locatarii care au centrală proprie și plătesc la zi apa consumată. Disperat, unul dintre ei a sesizat problema la toate autoritățile, însă fără niciun rezultat. Decizia asta e, din punctul meu, abuzivă și ilegală. Probabil are efect în alte zone, gen Târgu Jiu, unde toți oamenii au centrală și ești forțat că nu ai cine nu plătește să-și asigure apa rece. Cum vă descurcați în aceste zile caniculei? Ca apă, și vreau să vă spun că eu și cu încă trei vecini din blocul meu, care suntem culmea la zi, numai noi cărăm, pentru că ceilalți, exact cum vă spuneam, nu au nevoie de această apă rece. Deci, și nu îi va determina nimeni să plătească, dacă măsura asta nu va avea niciodată rezultatul scontat, pe care dumnealor îl așteaptă, apa rege, orice. De unde cărați apa? De la capătul blocului, că nu o opresc până asigură. Asigurarea asta de la mine, că eu stau în partea opusă a robinetului și cu trei scări blocul, eu știu, vreo 600 de metri. Cât să cărați apa? Cu bidoanele și cu găleata. S-a făcut vreo sesizare la apa rege, adică ați vorbit cu cineva de acolo? Doar la telefon. Telefon. Ați venit la OPC? Da, am venit să rog oamenii ăștia că nu mai știu cui să mă adresez. DSB-ul nu mă bagă în seamă, ăla spune că el nu are treabă cu mine, apa regio, mă rog, reprezentanții dumnealor, că el are contract cu asociația. Motrenii au de gând să plece de acasă până se rezolvă problema apei. Și ce aveți de gând să faceți dacă nu se rezolvă problema? Ce să fac? Car apă,
Sau mă mut, o să plec, îmi iau concediu și plec la unul din copii. Conducerea societății Apare Giogorj nu a putut fi contactată telefonic pentru un punct de vedere. Situație revoltătoare descoperită în curtea unui localnic din municipiul Târgu Jiu. Polițiștii de la Protecția Animalelor au găsit ieri mai mulți câini bolnavi, neîngrijiți și ținuți în condiții greu de imaginat. Proprietarul a rămas fără patrupede și a fost sancționat. 13 exemplare canine, printre care și câinii de rasă, au fost găsite într-o stare deplorabilă în adăpostul privat. Polițiștii de la Biroul pentru Protecția Animalelor au mutat bietele animăluțe într-un loc corespunzător. La data de 1 august anul curent, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, în urma verificărilor efectuate privind respectarea condițiilor de viață și bunăstare ale animalelor cu sau fără deținător, în baza articolului 24 indice 1 din legea 205 din 2004 privind protecția animalelor, au emis un ordin de plasare în adăpost, în baza căruia au fost ridicate 13 exemplare canine de rasă metiș, brac german și rasă comună, aflate în municipiul Târgu Jiu. Animalele erau ținute de proprietar în condiții improprii, fără un adăpost corespunzător și fără a le fi acordată asistență medicală, acestea aflându-se într-o stare necorespunzătoare de sănătate. Exemplarele canine au fost plasate într-un adăpost pentru câini, cu care Consiliul Județean are încheiat contract de prestări servicii publice de adăpostire a animalelor. Proprietarul s-a ales cu amendă. Proprietarul acestora a fost sancționat pentru nerespectarea prevederilor legii 205 din 2004 privind protecția animalelor și ordonanței de urgență a Guvernului 155 din 2001. Tot mai mulți primari liberali migrează către PSD. Viceversa nu este valabilă. La baza plecării edililor gorjeni se regăsesc mai multe motive, profesionale, politice sau chiar personale. Deputatul PSD Claudiu Manta este de părere că motivul pentru care primarii din Gorj aleg să părăsească echipa liberală este situația în care se regăsește astăzi Partidul Național Liberal. Manta a vorbit despre dezbinările de la nivelul PNL Gorj și de asemenea de faptul că echipa social-democrată a fost cea care a susținut în implementarea proiectelor. Ceea ce pot să vă spun este faptul că sunt mai mulți și subliniez mai mulți primari ai Partidului Național Liberal care au această intenție de a veni alături de echipa Partidului Social Democrat pentru alegerile din 2024, pentru că văd aici o echipă serioasă, o echipă care i-a ajutat în implementarea proiectelor, iar în cealaltă parte nu văd decât dezbinare, decât scandaluri, dizolvări de organizații și tot ceea ce mai face Iordache în cadrul PNL Gorj. Deci oamenii pun în balanță și iau o serie de decizii. Vă repet, sunt acești primari cu care avem discuții la inițiativa dumnealor, evident, facem o evaluare dacă acel primar a făcut lucruri bune pentru comunitate, cât de mult s-a implicat și care este potențialul electoral și evident că vom lua decizii în consecință din perspectiva anului electoral 2024. Întrebat despre posibilitatea ca unul din primarii PSD să schimbe culoarea politică, Manta respinge categoric această ipoteză. Deputatul consideră inutilă trecerea către un partid ale cărui rezultate din sondaje nu sunt unele satisfăcătoare. Mai mult, deputatul PSD susține că președintele PNL Gorj, senatorul Ion Iordache, nu face altceva decât să conducă partidul într-un mod dictatorial, abuziv. Îmi vine greu să cred că s-ar putea întâmpla acest lucru, pentru că nu văd de ce, electoral vorbind, te-ai duce la un partid unde, cel puțin la Gorj, sunt permanente scandaluri, unde avem, PNL-ul are un președinte abuziv care conduce partidul, zic eu, în mod dictatorial și care ia o serie de decizii care sunt cel puțin controversate, care dizolvă organizații și care nu știu cât de mult vrea să facă echipă. Este o gradă a dumnealor, nu vreau să fac o apreciere foarte exhaustivă asupra activității dumnealor, însă, vă repet, nu văd de ce ai face asta ca primar, să te duci la un partid care, sincer, cel puțin la Gorj, din sondajele pe care le-am făcut noi, nici nu stă foarte bine electoral. Evident, dacă vor fi astfel de situații, dumnealor, părerea mea e că vor și deconta electoral eventual această mișcare. Dar ca să răspund strict la întrebarea dumneavoastră, nu am această informație și este puțin credibil ceea ce a spus președintele PNL.
Tensiunile din interiorul PNL Gorj nu au dispărut. Fost președinte al organizației municipale Marcel Romanescu declară că în eventualitatea unei candidaturi liberale la primăria municipiului Târgu Jiu, acesta refuză categoric să renunțe la echipa sa cu care a dus până acum luptele, inclusiv cele de natură politică. Edilul argumentează acest lucru prin lipsa încrederii în oamenii din echipa lui Iulian Popescu, președintele interimar al PNL Târgu Jiu. Calculul astfel de variante, în primul rând că nu am încredere într-o astfel de echipă și nici n-aș avea încredere în echipa respectivă. Și dacă aș candida din partea Partidului Național Liberal în viitor, echipa cu care am câștigat rămâne neschimbat. Asta a fost discuția pe care nu, până la urmă, n-am rezonat cu domnul Iordache. Nu-mi schimb echipa câștigătoare, echipa care a câștigat până acum alegerile, și dacă ar rămâne ca variantă candidatura mea la Partidul Național Liberal, în niciun caz n-aș lucra cu oamenii din echipa domnului Iulian Popescu. De ce? N-am încredere, pentru că, pe de o parte, oamenii care au fost prezenți la acele întâlniri n-au demonstrat până în momentul de față nimic. Ba din potrivă, o parte dintre ei sunt oamenii care s-au simțit cumva lezați în activitatea mea de primar sau în activitatea mea politică de modul cum au mers lucrurile. Și acolo, din ceea ce știu eu, a fost familia Strâmbulescu, din ceea ce știu a fost domnul Iani Gârbaciu, care a fost anfitrionul acelui eveniment, a fost Mihai Paraschiv și cu domnul Bada, directorul colegiului Virgil Magiaru. Cred că sunt numele cele mai vechi ale Partidului Național Liberal. În rest au fost oameni care cred că au participat în primul rând la o socializare, nu neapărat la ceea ce înseamnă viața politică. Viața politică este mult mai complicată. Romanescu susține de asemenea că noua echipă liberală este o adunătură de oameni care au anumite frustrări ale trecutului legate de persoana sa. Iar oamenii care nu sunt obișnuiți cu ceea ce presupune, cu ceea ce se întâmplă într-o campanie electorală, foarte greu fac față rigorilor unei campanii electorale. Astăzi discutăm de câteva sute de persoane care știu cu adevărat ce înseamnă să fii într-o campanie electorală implicat direct. Niciunul din cei care au fost prezenți acolo n-a fost implicat vreodată direct în campanie electorală, adică campania aia din teren, door-to-door, pe care noi o facem de 6 ani de zile. A fost, poate, la televizor, au fost alături de noi, nu i-am văzut implicați, poate acesta a fost și mesajul pe care mi l-a transmis propria mea organizație în privința modului în care ei au fost implicați în trecut. Deci n-am niciun fel de regret, până la urmă, că din actuala mea echipă nu fac parte și cei care au fost acolo prezenți. Sunt cei puțini, acolo în echipa care se conturează, sunt foarte multe persoane care au anumite frustrări ale trecutului. Dar în relația pe care au avut-o cu mine, pentru că bun, vedem exact ce se întâmplă după plecarea domnului Strâmbulescu din la centru Constantin Brâncuș. Am avut o vizită, eu zic, cu rezultate pozitive pe mandatul domnului Bândea. Eu sunt, chiar dacă conduc primăria municipiului Târgu Jiu, sunt puțin mai pragmatic. Filozofia trebuie să rămână în alte zone și trebuie să încercăm să punem în operă tot ceea ce ne-am propus. N-am putut realiza cu domnul Strâmbulescu. Eu cred că voi putea realiza în relația cu actualul director al centrului Brâncuș, cu domnul Bând. Iar lipsa experienței unei campanii electorale în teren îl face să spună pas colaborării cu aceștia. Anul trecut, consumul de cărbune a atins o valoare record, fiind cel mai mare de până acum. Radu Miruță, deputatul USR Gorj, își face griji de acest lucru în contextul situației actuale în care se regăsește complexul energetic Oltenia. Potrivit datelor Agenției Internaționale pentru Energie, consumul de cărbune a crescut cu 3,3%, atingând un nou nivel record de 8,3 miliarde de tone metrice în anul 2022. Potrivit raportului Coal Market Update al organizației cu sediul la Paris, cererea a crescut în ciuda unei economii globale mai slabe, determinată în principal de faptul că este mai disponibil și relativ mai ieftin decât gazul în multe părți ale lumii. Deputatul USR Gorj, Radu Miruță, este îngrijorat de acest lucru în contextul
contextul în care România închide unități funcționale, în timp ce consumul continuă să crească. În anul 2022 s-a atins un nou record în ceea ce privește consumul de cărbune în lume, timp în care România a închis unități perfect funcționale. A crescut trendul consumului de cărbune chiar și în Uniunea Europeană, după datele de la Eurostat. Iar și în Germania, ponderea cărbunelui a crescut față de 2021, mult de o treime din energia electrică introdusă în rețelele electrice germane în perioada iulie-septembrie a provenit din centralele pe cărbune, față de 31,9% în trimestrul 3 din 2021, potrivit Biroului German de Statistică. Cu ce argumente acest guvern închide capacități modernizate, perfect funcționale, chiar dacă importă la preț dublu, când suntem pe contrasens față de alții la care ne raportăm? Noi putem să importăm la 1.496 de RON pe megawatt, media prețului în anul 2022, în loc să producem cu ce închidem la CEO Oltenia la 750 de RON pe megawatt, preț cu valoarea certificatului de carbon inclus, și culmea să importăm la preț dublu din țări care produc la ele pe bază de cărbune. Ești deputat, ce ai făcut? Poate fi o întrebare pertinentă. Nu m-am văitat că ei au cărțile făcute, ci am acționat cu instrumentele avute la dispoziție. Ei n-au făcut nimic, eu am depus propunerea legislativă care condiționează retragerea din sistemul energetic național a unităților de producție a energiei electrice pe bază de cărbune, depunerea anterioară în funcțiune a altor capacități de producție de energie electrică. Este PLX 121 din 2023, la Senat, PSD și PNL au respins acest proiect, urmează la Camera Deputaților și poate fi consultat aici pentru a vedea o mostră de minciună între ceea ce spun și ceea ce fac PSD-iști peneliștii. Ediția cu numărul 21 a Festivalului Național de Folk și Baladă Poarta Sărutului se va desfășura anul acesta în perioada 11-13 august. Festivalul Concurs este un eveniment cu tradiție competitiv organizat de Școala Populară de Arte Constantin Brâncuș, Târgu Jiu. Manifestarea reunește tineri din toată țara care doresc să-și afirme potențialul artistic în domeniul creației și interpretării muzicii folk. Festivalul este adresat concurenților cu vârsta cuprinsă între 12 și 35 de ani. Concurenții admiși vor prezenta în concurs două piese originale. Piesele care participă în concurs trebuie să transmită fie un mesaj al condiției umane sau al conceptelor sociale, fie un mesaj istoric sau unul de iubire. Textele prezentate pot fi creații proprii sau ale altor poeți, în timp ce linia melodică trebuie să fie compusă de concurent. Programul festivalului promite a fi și anul acesta unul de excepție. Așadar, vineri 11 august, începând cu ora 19, va avea loc tradiționalul concurs, iar după concurs vor urca pe scenă Zoia Alecu, Teo Boar, Dorin Andone și Vladi Gnieșevici. Cei trei formează un trio și vor susține un recital în onoarea lui Florian Pitiș. De asemenea, în seara de vineri va mai aduce pe scenă pe Nicu Zota și Daria Boghean, câștigătoarea ediției anterioare. Sâmbătă 12 august, ora 19, continuă competiția muzicală dintre tinerii interpreți, iar după concurs vom intra în atmosfera de poveste creată de vocile calde ale interpreților Emeric Imre, Dan Vană, Dana Florian și Stefan Gherasiev. Duminică 13 august, ora 19, va avea loc gala laureaților, iar după acest moment fastuos ne vom încânta sufletele cu recitarurile lui Mircea Vintilă, Adrian Besnă, Maria Gheorghiu și Ovidiu Mihailescu. Tot cu ocazia festivalului se vor organiza lansări de albume discografice ale personalităților prezente cu această ocazie la Târgu Jiu, precum și lansări de carte. Teatrul de vară Nelu Dumitru din Târgu Jiu va fi gazda festivalului, loc consacrat pentru desfășurarea acestui eveniment. Atmosfera va fi întreținută de folchistul Adrian Besnă, anfitrionul festivalului. Prețul unui bilet este de 15 lei, prețul unui abonament pentru toate cele 3 zile este de 30 de lei, iar pentru copiii cu vârsta de până la 7 ani, intrarea este liberă. Persoanele cu dizabilități pot beneficia de intrare liberă doar pe baza unui act doveditor. Jurnalul TV Sud a ajuns la final. Eu sunt Loredana Perpelea și vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!